Bună ziua, dragii mei! Soarele în Venus, ascendentul în Nord în Pești. Bună ziua, sunt Tarotela. Am venit să vă fac o etalare pentru septembrie-octombrie. Eu știu bine, cât, dacă e de bine să fie cât mai mult, pe o perioadă cât mai lungă. Ideea este că etalările nu se încadrează în spațiul pe care îl spunem noi. Ele se manifestă înainte, după plus, minus, câteva luni, variază, dar totuși. Sper totuși din octombrie să fiu mai punctuală și să termin de văruit, că am destule. Am foarte multe, nu știu voi cum sunteți, dar am foarte multe de făcut. Probabil că Dumnezeu ne vrea ocupați ca să ne batem capul prea mult cu dragoste. Dragostea să-și bată capul cu noi. Nu era în plan să zic, dar așa. Așa, au venit niște cărți. Valetul de monede. De bâte, am zis de monede. Trebuia să fie de bâte. Probabil că e monede, sunt și monede, sunt și bâte. E și pasiune. E și dorința de stabilitate. Probabil că cineva își dorește să comunice cu voi, voi să comunicați cu cineva, să se inițieze. Un proiect, o relație, ceva. Posibil unii dintre voi să aveți a face cu un personaj mai tânăr, că tot am zis valet de monede, poate semn de pământ sau semn de foc, nu obligatoriu, sau copilul vostru trebuie să se concentreze pe studiu, că zise de monede, și cam arde de distracție, că tocmai s-a terminat vacanța. Mesaje și mesaje. Că dacă vedem multe... Așa. Între timp a mai apărut trecere. Au venit toate acestea. Nebunie, nebunie. Undeva peste hotare sau de peste hotare vine cineva sau se întâmplă ceva, s-a întâmplat ceva, trezirea cuiva, asul de spade, cineva are o revelație, înțelege lucrurile în legătură cu voi, regele de cupe, să zicem, care probabil că sunteți supărați, triști, dezamăgiți. Poate cineva v-a pus într-un triunghi amoros sau nu v-a neapărat triunghi amoros, nu v-a acordat atenție. Ori fi fost prietenii, familia, nu neapărat o altă sau un altul. Dar, în loc să se ocupe de cele două suflete, s-a mai ocupat și de alte suflete. Prieteni, neamuri, eu știu, colegi. Așa. Și totuși pasiune fuse. Nu știu dacă fuse și seduse, dar v-a întristat pe voi. Super, super pasiune, regele de bâte. Dar am senzația că această super pasiune a fost exagerată și nu s-a... care e cuvântul? Explorat și latura emoțională și latura intelectuală a relației, a potențialului, că tot era valet, da? Potențialului de relație, de proiect, de ce o fi fost. Știți că și în proiect, da, vreau să fac, vreau să fac. Ok, dar hai să vedem cum facem, apropo de monede. Cum facem? Să punem pe listă. Facem o schiță. Gândim. Da. Vreau să fac. Vreau să inițiez. Apropo de pasiune. Într-un proiect. Dar dacă este vorba de amor, de amor. Probabil că a fost exagerată latura fizică. Și mai puțin cea emoțională și intelectuală. Dar cu acest valet, iar zic valet, mai trebuia să fie as, cu acest as de spade, se pare că unii dintre voi înțelegeți că trebuie să vă echilibrați emoțional. Ori că aveți nevoie de un personaj care e echilibrat emoțional, care este matur, nu doar echilibrat, matur emoțional. Vreți un om matur, nu un valet. Da? Vreți un om matur. Și dacă a existat o notă de imaturitate sau, repet, de exagerare pe plan fizic, cred că încheiați capitolul. Ar mai fi, sunt multe lucruri de spus la această preprezentare, preetalare. Undeva aveți un mare succes, regele de cupe. Să zicem că sunteți voi, după o perioadă de supărare, în legătură cu, iar, o chestiune ori strict sexuală, ori un personaj care a încercat să vă domine fizic, nu știu, fizic, energetic, regele de bâte. Un semn de foc, berbec, leu, săgetător, a fost o supărare acolo. Ceva a fost.
Dar vă vindecați, vă echilibrați, vă maturizați, ajungeți la o înțelegere a unor lucruri și echilibrându-vă, vindecându-vă, vă atrageți și înțelegând niște lucruri, vă atrageți și un succes foarte mare, Asul de spade și lumea. Un succes foarte mare. Interesant, probabil, nu știu dacă voi, turnul, a început să-mi placă. După ce am plecat din apartament, a început să-mi placă turnul. Dar, bine, ce să mai... Probabil, 3 de bâte. S-a întâmplat o separare între voi și cineva care poate v-a jucat mental, s-a jucat un pic cu gândul vostru, cu mintea voastră, nu zic că n-a fost fericire, că ziceam de fericire, de emoții, de v-ați simțit ca în rai, dar ori bărbat, că e bărbat, e împărat, da? Bărbatul, și vezi doi regi, bărbatul acela era căsătorit cu împăratul și 4 de bâte. Da? Dacă acest bărbat era căsătorit, chiar foarte căsătorit, degeaba v-ați simțit voi ca în rai că ați suferit. Dar foarte bine că ați pus capăt, a ce am zis, lumea și turnul, ați pus capăt, gata, dinamită, aș spune. Și cu 3 de bâte vedeți clar, ați dat la o parte, vedeți obstacolul, ce trebuie, aici este liniște, este pace, este un rău în față, o cărare în față, e senin, dacă acest turn, această situație, foarte intensă. A fost deblocată sau... care cuvântul? V-ați deblocat drumul eliberându-vă de această situație. Trei de bute înseamnă că vedeți lucrurile altfel cu speranță. Să sperăm că aveți speranță. Poate că este energia altei persoane, de la drum, de la distanță, că avem 3 de bute și lumea, care vede lucrurile altfel după separarea care, eu știu, se manifestă ori între voi doi, ori niște cutremure intense în viața lor. Cutremure care le afectează relațiile cu prietenii, cu familia, jobul, da? Înțeleg lucrurile altfel. Încep să discernă, ar fi frumos dacă ar începe să discernă. Dar ceva se întâmplă și în viața voastră și în viața tuturor, să fim serioși, da? Am zis că poate ceea ce citesc nu e doar despre voi, este și despre o anumită persoană din viața voastră. Interesant. La clarificator a apărut judecata 20, 3 și 9. În septembrie, în 3 septembrie, între 3, ce interesant. 23 septembrie se întâmplă ceva interesant. 23 septembrie se întâmplă ceva. În fine, vedeți. Urmăriți. La unii, nu la toată lumea. Acum, ce vreau să zic? 3 ar putea să fie martie. Dacă sunteți pe martie, probabil că unii dintre voi, chiar dacă nu sunteți pe martie, în fine. Pentru mine, împărăteasa poate să fie zodia peștilor, pentru că Neptun este octava superioară a lui Venus. Octava superioară. Mi-a plăcut expresia asta într-o carte de astrologie pe care am citit-o cu vreo 20 de ani, da? Octava superioară a lui Venus, pentru mine împărăteasa poate să reprezinte și zodia peștilor, care trece prin foarte multe și învață să se iubească și să păstreze iubirea și să ofere iubirea. Pentru unii, nu pentru toată lumea, evident. Puteți să aveți nodul nord în pești și să trebuiască să manifestați această femeie divină și dragoste necondiționată. Să renașteți mulți oameni. Interesant cum vine mesajul, deși numai pentru că ați trecut prin suferință și v-ați învățat și ați învățat să vă iubiți, să vă respectați, să vă concentrați pe abundența voastră, pe stabilitatea voastră, care vine din interior și se manifestă în exterior, ca o sămânță care crește, creează un pom, apoi o pădure și tot așa. Așa reușiți să treziți mulți oameni din suferință, da? Din moarte, eu știu, din suferință, că și voi ați trecut prin așa ceva. Eu vreau inițial să zic altceva, dar asta e, temperanța, v-ați vindecat cu răbdare. Vreau să zic că cineva se gândește, este foarte stresat, încă suntem în septembrie, nu? Încă suntem în septembrie. Probabil între 30 și 20 septembrie cineva se gândește în mod intens la voi posibil,
Cum să renască situația? Pentru că sunteți undeva în mintea lor, în sufletul lor, sunteți deja pe un piedestal de neatins. Dar ceva, probabil acest personaj vrea să fie cât mai aproape de voi ca să se vindece, ca să se echilibreze. Este dispus să aștepte, să investească. Interesant, asul de spade, asta e trezirea lor și mentală și emoțională. Îi vindecați, le aduceți adevăr, le aduceți înțelepciune. Unul și cu 10 cuvintele pe care le spuneți, chiar dacă uneori dor, îi ajută să se elibereze 10 de spade de problemele pe care le au. De responsabilități. Dacă a fost o situație toxică, între voi și acest personaj, în viața acestui personaj, care am zis că treziți mulți oameni, unii dintre voi, probabil că aceasta va fi înțeleasă. Da. E o apăsare, un consum de energie care trebuie eliberat de te forțele energetice. Nu? E, uite, 9 de monede, turnul, independență, iar turnul apare, separarea, trezirea, dorința de, ia uite, independență, puterea, ce cărți puternice. Eliberarea de confuzii și de blocaje mentale și de programe mentale. Stai că mă apăruse ceva. Așa, uite, mai apăruse ceva, preetalare, dragii mei pești. A apărut 35, poate e important acest număr. Vă stabilizați, o ancoră, vă găsiți ancoră în ceva. 3 și cu 5, 8. În muncă, munciți ca să vă stabilizați, să nu mai plutiți pe ape, că de fapt ancora ce? Nu? Echilibrează nava. Nu mai plutiți pe ape, că tot am zis, vă echilibrați emoțional. Poate unii dintre voi ancorați undeva, nu știu de ce a venit mesajul ăsta, ancorați. Sunt probleme, sunt nori, sunt griji, uite, sunt probleme, poate și de sănătate, poate și de injustiție. Poate vă luptați cu cineva care, iar apare 20 ca și renaștere, dar veți renaște. E grădina voastră interioară. Am zis 7 de monede, lucrați în grădina voastră interioară. Ia uite, un bărbat, eu știu, un bărbat, dar e bărbat, este un personaj matur. Probabil că vrea să renască lucrurile cu voi. Vedem, hai să vedem. Soarele, lună, ven. 24, inimioară, iubiți-vă, inimioară, 2 și cu 46. E vorba de dragoste aici. Dragii mei, am zis, e bine să vă ancorați, să vă stabilizați, că uneori peștii au tendința să privească prin ochelari roz, știți, prin inimă, dar asta nu e rău dacă manifestați împărăteasa în varianta sa superioară. Însă, poate altcineva învață să-și privească inima și să vă privească din suflet. Ia uite, 20 renaștere. Iar apare împărat. Nu, de ce fi zis împărat? Vreau să zic bărbat. 2 și cu 10. Care vrea să manifeste unul. O renaștere, o transformare după. Ia uite, niște probleme. Că ăștia sunt nori. La distanță, peste hotare, eventual, că tot am vorbit de lună. Ascunse, iar e luna. Probleme ascunse de voi, probleme legate de justiție, familia, arborele genealogic. Și totuși acest personaj, acest bărbat, interesant, poate pentru unii acest bărbat are, eu știu, se zice păr pe față. Nu știu, și barbă, mustață, chestii de genul acesta. Un mesaj în plus, nu obligatoriu, pentru unii. Poate sunteți voi. Nu știu, grădina, vreți să renașteți? Poate să fie renaștere personală, dar poate să fie relație totuși în cuplu, că să-i doi. Îs doi. Doi înseamnă doi, da? Și 24, da, doi oameni să-și găsească echilibru. Interesant, să o ia de la zero și să-și găsească echilibru. Rămâne de văzut în cât timp se manifestă această superbitate de mesaj. Da? Lucrarea interioară. În grădina sa. Oh, să vedem. Soarele. Ia uite mă ce s-au răsucit cărțile. Nouă de cupe, iubiți-vă. Soarele nu venit să ascendent, nodul nord în peștișori. Soarele nu venit să ascendent, nodul nord în peștișori, septembrie, octombrie 2020 și doi.
O dată, eliberare de griji. Deocamdată e o pasiune care va duce multe griji și mă stres. O dată, de două ori, ia uite, 10 de putere. Știți ce am făcut la luna nouă în Fecioară? În perioada aia? M-am mars, vă arăt cicatricile, m-am mars pe o mână. Foarte rău, acum sunt bine. Pe cealaltă, mai puțin, dar oricum eram pe ambele mâini rănită. Să nu știu ce marcaj a fost atunci, că aveam multă treabă. Ce planete ori fi fost, dar m-am ars. Am tăiat? Parcă nu. Dacă nu, mai tăi o dată. Regina de spade. Trebuie să fiți logici, o leacuță. Parcă n-am tăiat. Dacă e să tai de două, înseamnă că așa trebuie. Valetul de spade, regina de monede și regina de bâtea. Ups! Aș spune că este cineva între două femei pe care o reprezentați voi, cea pasională sau cea practică. În general, regina de monede este o soție. Sau o mamă, sau o figură tradițională, o persoană de care e implicată în relații de lungă durată. Regina de bute poate să fie stabilă, dar în anumite condiții, dar ce o caracterizează? O caracterizează misterul, creativitatea, pasiunea, senzualitatea, ambele senzuale, mai degrabă sexuală este regina de bute. Vitalitatea, cheful de viață, râsul, da? Cealaltă e caldă, dar poate să fie caldă. În fine. Și totuși, posibil cineva, o persoană, să zic, mai imatură să fie între două femei. Mai mari, mai mature. Acum, păstrăm totuși cărțile cum au venit. Valetul de spade, regina de monede și regina de bâte. Poate că cineva vă urmărește? Valetul de spade vorbește mai puțin și vă urmărește. Cum vă concentrați pe banii voștri, cum vă manifestați creativitatea. Ia să pun mai aproape cărțile. Da? Puteți să fiți voi doi într-unul, că tot am văzut împărăteasa, am văzut și regina de spade. Puteți să fiți și regina de spade dacă e nevoie, musai. Adică, dacă e ceva nesănătos, stabiliți regulile și tăiați macarona din cât mai repede cu putință. Probabil că și voi vreți să comunicați despre chestii practice, despre chestii inovative, dar vedem ce-o mai fi și la clarificări. Posibil să fiți doi într-unul, concentrați pe cum să manifestați abundența și cum să vă bucurați și de viață și cum să creșteți și spiritual. În prezent, doi de bute. În acest caz e un bărbat care trebuie să aleagă puterea și magician. Vedem la clarificări. Iar, văzuserăți voi cum fuse și... Dacă acest bărbat a fost între două femei, cu una se luptă tot timpul, cu cealaltă comunică mult mai lejer. Cu una se luptă pentru bani, cu alta comunică într-un mod creativ, sexy, atrăgător, inspirant, ar spune. Iar sunt alte mesaje. Nu zic că una e mai rea decât cealaltă sau una e mai bună decât cealaltă. Există și altă variantă. Cu o persoană, sau mai bine zis, o persoană, una din femei, o manipulează sexual sau îl manipulează sexual, că e magician, cealaltă îl ajută să crească, să se transforme, să-și învingă ego-ul și să manifeste stabilitate, responsabilitate. Sâc! Acum, trecând peste acest lucru și voi aveți de ales între asta... Nu să pun cărțile la loc, da? Între asta la bloc și... între asta la bloc și dacă sta la casă. Băi, turnul e la bloc, da? Oh, Doamne, scuzați-mă! Oh, Doamne, ce mesaje vin!
Aveți de ales între a sta la bloc și a sta la casă. Eh, manifestați ceva. Ceva nou. Wow! Te-a stat prin lumina? Sau să pun blițul? Hai să pun blițul. Au venit niște norișori, dar o să treceți, să treacă. Toată ziua a fost frumos. Trebuie să vă faceți planuri, cum să vă transformați viața. Nu doar, aveți chestii care țin de practicalitate. Aveți nevoie. Na, în opoziție cu peștii, este zodia fecioare și suntem în zodia fecioare și vă ajută. Eu recunosc că mă ajută. Cel puțin în perioada asta în care renovez și fac curaj și aia, exact, da, chestii care țin de fecioare. Mă ajută. Trebuie să vă faceți planuri. Cum să ieșiți dintr-o situație care vă ține pe loc, poate cu acest personaj imatur sau cu acest personaj cu care uneori nu vorbiți și vă urmărește, dar așa, trebuie să alegeți să vă faceți planuri. Ori transformați și vă vedeți de viața voastră, ori manifestați transformare în relație. Aveți de făcut planul. Mai vedeți și la clarifică, nu vreau să mă arunc foarte departe cu interpretările. 5 de bâte în viitor, 7 de bâte și 9 de spade pe care l-am văzut mai devreme. Dar vreau să văd justiția, văz justiția. Cineva are probleme cu justiția. Ia uite, între lacrimi și stat pe loc și meditație. Cavalerul de monede. Taur, fecioară, capricorn. Cavalerul de monede. Și asul de spade. E interesant, e drăguț. Totuși, după problemele astea în justiție, ia uite, măi, trei de cupe. Am zis că cineva vă pune pe un piedestal, trei de cupe și împărăteasă. Ia uite, și regele de monede și șase de cupe. Cineva... Mai, ce înseamnă probleme justiție? Înseamnă foarte multe. Poate că știți despre acest personaj care are probleme justiție. Poate și voi ați avut niște probleme care țin de contracte, pentru care va trebui să vă zbate, să manifestați această transformare și stabilitatea voastră, că vreți să fiți și lucrați la această transformare de mult timp. Opa, ce mai simt? Poate sunteți între o mamă, poate să fie chiar și mama voastră, mama cuiva, și o iubită. Sau o persoană mai pătimașă. Sunt multe mesaje. Știți că eu văd foarte multe, dar am zis, în prezent, faceți-vă planuri cum să manifestați ceva nou. O să vedem la clarificare ce ar trebui să manifestați. Dar totuși ține de renaștere, ține de iubire, să iubiți în continuare, cineva vă iubește și se pare că totuși un bărbat. Un bărbat a ascuns multe, ia uite, ascuns luna și norii. Probabil, ia uite, și 10, justiția, coasa. Probabil problemele astea în justiție nu sunt musai ale voastre, sunt ale altcuiva. Care se zbate, ar vrea să se lupte, probabil se va lupta într-un fel sau altul și pentru voi, dar deocamdată se luptă. Pentru un nou început, să nu uite asul de acesta de spade. Se luptă pentru un nou început. Un nou început care îi va ajuta să renască personal și eventual împreună cu voi. Bărbat, femeie, nu știu, va vedeți și voi unde vă găsiți pozițiile, totuși aici sunt energii masculine. Poate că și voi ați plâns, ați simțit că sunteți intuitiv, ceva se întâmplă în viața lor, dar încet, încet, după ce... Da. Aleg să se elibereze de o viață conflictuală, de o relație conflictuală, de un stil de a gândi care le-a adus conflicte și mai puțin spor. Dacă ei aleg acest lucru, își vor găsi încet încet patru și cu cavalerul de monede, ambele reprezintă eremitul și zodia fecioarei, își vor găsi echilibru și înțelepciunea. Dreptatea, asul de spade, succesul, puteți să fiți și voi. Dacă aveți de-a face cu un manipulator, o manipulatoare, cineva care încearcă să vă domine, să vă, cu care vă luptați, care nu poate să aleagă,
veți mai trece printr-o perioadă de încrâncenări și veți depăși. Vă veți găsi echilibru și încet, încet dreptatea se va manifesta în viața voastră. Da? Acum, 3 de cupe, împărăteasa 6 de... unde era împărăteasa? Era aici. Uite aici. Stai că s-a... Băi, dar s-a lipit de regele... s-a lipit de regele de monede. Pentru unii poate să fie o împăcare în viitor, o împăcare și sau un nou început, sub formă, da, împăcare, că tu vorbeam de împăcare, de renaștere, un nou început, un soi de reuniune cu un suflet foarte drag, după o perioadă de mari probleme. Acest suflet drag este un personaj care va aduce stabilitate, posibil marcat foarte puternic de Taur, de zodia Taurului, cu împărăteasa și regele de monede. Un personaj din copilărie. Poate personajul e căsătorit și are probleme, dar probleme legale, eu știu, ori la job, ori cu soția, ori cu nu știu ce, dar se simte foarte atras de voi, se simte foarte bine cu voi și își dorește un nou început cu voi. Repet, pești, rac, scorpion, că am văzut regele de cupe mai devreme, taur, fecioară sau capricorn, acest personaj. Posibil și balanță cu împărăteasa și asul de spade. Dar mai încolo. Deocamdată merg pe retrograd și cam asta e. Hai să vedem. 3 de cupe împărăteasa. Asta nu... A, ce frumos! La capătul setului de cărți. Ia uite, asul de cupe. Ia uite, regina de cupe, izvorul, steaua. Regele de cupe, sunteți nebuni. Deci dacă vă eliberați de această situație foarte complicată, o nouă dragoste va fi mai în viața voastră. O dragoste care vă va vindeca până și rădăcinile, aș spune, genetice, izvorul, steaua, poate un astfel de apă care are capacitatea să vă vindece și cu care rezonați foarte bine. Unul poate este foarte strălucitor, celebru, celălalt, nu știu cât o fi de celebru, dar e foarte profund cu izvorul. Cine ajunge la acest izvor, primește viață. Poate că amândoi sunteți vindecători într-un fel sau altul, dar pești, rac, scorpion, vă vindecați unul pe altul în primul și în primul rând și dacă vă vindecați unul pe altul, nu? Apare asul de cupe. Dar trebuie să alegeți între iluzii, între oameni care v-au mințit și au avut secrete față de voi, de care ați fost îndrăgostiți, dar v-au ținut în triunghiuri amoroase, v-au abandonat, aia. Băi. Am zis, e o luptă. Totuși, în această perioadă, e o luptă, dar care vă face mai puternici. Vă luptați cu ego-ul vostru, cu ego-ul altora, cu ambițiile voastre, cu ambițiile altora. Hai să vedem. Peștișor, soarele unui Venus ascendent, o bunoară în peștișori. Ia uite unde s-a deschis la 33. Mersi. Dragoste, 3 cu 36, 24, 6. Ia uite turnul, separări, de secrete, Marea Preoteasă știe. Ia uite, 9 de cupe și lumea. Personaj la distanță care vă vede ca fiind tot ce și-au dorit. Care și-au dorit să fie cu voi, să aibă un personaj ca voi. Calm down. Valetul de spade. Cine vă urmărește? Poate a fost o discuție între voi și cineva. Valetul de spade pentru peștișor. Ia uite, asul de bâte. O discuție care a prins călcâile cuiva. 6 de cupe. Probabil personajul ori vine din copilărie, vine care faetonul, are mașină. 6 de cupe. Și până să vă reîntâlniți, a trecut prin mari probleme și în justiție, și cu actele, și contractuale, și cu familia, și cu ce-o mai fi fost. Și discuția pe care ați avut-o v-a făcut să... S-a aprins o flacără între voi. Flacără, flacără, nu scânteie. Flacără, asul de bâte. E ceva nou. Să sperăm că nu este un valet, că nu e o persoană imatură. Să sperăm că acest valet reprezintă doar o discuție care aduce multe idei, pentru că e o discuție inteligentă, e o discuție care vine cu multă creativitate, cu multă energie, care arată o cale.
Asul ăsta de bâte, da, știm că poate să însemne chestiuni falice, sexuale, dar poate să arate, să fie ca un toiag, ca un sceptru care să arate cum să începi ceva puternic, ceva intens. Hai. Eu astăzi nu știu ce am la etalarea voastră și la altele am avut așa foarte multe idei. Regina de monede. Sper să le selectați. Dacă vă plac toate păstrațiile, selectați. Totuși, etalarea e colectivă, nu uitați că e colectivă, nu e... Ia uite, 10 de monede. Căsătorie. Cineva e căsătorit aici. Eventual, chiar dacă nu e căsătorit, poate să aibă un job foarte bănos. Dacă sunteți voi, mamă, felicitări! Vă rog frumos, donați pentru acest canal. Dacă sunteți, da, 10 de monede și regina de monede. În general, familie, mamă, posibil să fie mamă, poate este soție, sau poate să fie un personaj care intră într-o relație de mult timp. Și relația asta este bazată foarte mult pe bani și pe stabilitate. Ia că așa apare asul de bâte. Mai, mai, mai. Interesant, regina de bâte și diavolul. Dar vedeți voi, interesant, această relație, această familie, că e familie, că e relație de lungă durată, că e căsătorie, familia nu înseamnă căsătorie. Uitați, regele, valetul de bâte. Este toxică. Este foarte toxică. Că este a voastră, că e altuia, e foarte toxică și probabil cineva vrea divorțul cu regina de spade. Sau înțelege lucrurile altfel. Am zis, este o nouă viziune a cuiva într-o discuție a voastră la baza, în trecut, e o discuție care a dus un soi de revelații cu asul de bâte seamănă cu asul de spade. Dar e un pic mai creativ și o lecuță mai cald. It's hot, de fapt. De fapt, it's hot. Da, regina de bâte, hai să vedem. Posibil unii dintre voi să începeți ceva nou. În ultima vreme să fi început ceva nou care vă va aduce acel nou, acel proiect, vă va aduce multă stabilitate, vă va ajuta să vă creați casa voastră, afacerea voastră, dacă vă păstrați capul pe umeri și picioare pe pământ. Vin cu alte mesaje ca să vedeți că se poate și altfel. Poate voi aveți de înțeles niște chestiuni care țin de familia voastră, de neamul vostru, de mama voastră, de rudele voastre. Hai să vedem. Regina de bâte. Iar vorbesc, nu să sperăm că totuși fac o etalare mai scurtuță, regina de bâte pentru peștișori. Ia uite, 5 de spade. Vă bârfește un semn de foc de numa, numa. Numa, numa. 5 de spade, un semn de foc. Berbec, leu, săgetător, vă bârfește de numa, ai poate. Ar vrea să vă despartă sau să vă creeze probleme. Și totuși, și totuși, și totuși. 5 de cupe, dacă voi sunteți plângând, atunci, dragii mei, aveți o forță, nu zic să plângeți. Dacă cineva v-a făcut o nedreptate, aveți o forță în momentul în care vă doriți vindecarea în momentele acelea de mari suferință. Și vine vindecarea asul de cupe. Asul de cupe. Am văzut și regele de cupe, am văzut și, da, și șase de cupe. Vine cineva. Ia, aici am văzut semn, ia uite. Aici am văzut steaua și regele de cupe, perechea voastră divină, o pereche, un suflet pereche posibil. Nu dacă perechea divină, dar un suflet pereche care vă alină. Asul de cupe. Poate că cineva totuși visează la voi și este dor de voi, e la distanță, peste hotare. Nu știu cât o fi de celebru, nu știu cât de, sau celebră, nu știu cât o fi de importantă această persoană, dar în momentul în care vă veți întâlni, toate lacrimile se vor împrăștia. Însă sunt intrigi și foarte multe sunt create de cineva cu marcaj în semn de aer și în semn de foc. E un semn de foc, o iubită, o amantă, poate să fie și rudă, poate să fie și, da, o rudă de asta mai pătimașă care manifestă varianta negativă și aeriană și a focului. Probabil leu, berbec, săgetător,
Gemeni, balanță, vărsător, o variantă a cuiva negativă. Adică pătimașă, n-am zis pasională, pătimașă. Și dacă voi în ultima vreme începeți ceva nou, cu pasiune, o nouă direcție, cu pasiune, un nou proiect și vă aduce stabilitate și bani, aveți niște invidii de nu se, nu poate povesti. Doi de băte. Agiu frumos, că vine dragostea și pentru pești, dar dragoste, nu pasiune, aici este dragoste, asul de cupe, regina și regele de cupe. Nici nu mai trebuie să mai vorbiți, că vă înțelegeți din priviri și de la distanță și din vise și din ce o mai fi. Din zâmbete, din lacrimi, dar nu o să mai fie lacrimi decât de bucurie. As, nu, doi de bâte. Doi de bâte pentru peștișoare. Wow! Ioi! Ce aici? Șapte de spade. Valetul. Am zis valet de monede la început? La voi am zis sau la ce zodie? Nu, am zis la altă zodie. Valetul de monede. Aș spune că în prezent cineva încearcă să vină spre voi să vă ofere, să vă facă o propunere. Dar mare grijă că mai are ceva, niște lucruri nerezolvate. Doi de bâte. Ori plănuiește ceva ascuns, are planuri ascunse, interesant, ori ascunde faptul că mai e o altă relație în spate, cum am tot zis până acum că, da, vorbesc pentru cine are urechi de auzit. Și acest personaj vă poate face o propunere, posibil să fie mai tânăr pentru cineva, dar dacă voi sunteți regine de monede și ei sunt valeți, pisii, posibil vor să vindece ceva cu voi, să lucreze, dacă ar lucra în grădină, și gratis, i-aș primi și eu, la cât am de lucru în grădină. Ar trebui, în primul rând, să lucreze în grădina lor acești oameni, să se vindece de o tendință de a, ia uite, manipula, trei de cupe, dar de a se simți bine în stânga, în dreapta. Acest personaj are această tendință, dar probabil că, totuși, pentru unii aveți puterea să-i vindecați. Că vorbiră mai devreme despre o împărăteasă. Și dacă aveți puterea să-i vindecați, îi conștientizează că nu sunt proști, da? Și posibil să fie dispus să investească, da? Să studieze, să încerce să fie mai stabil. Ce mai sunt niște, eventual vine, interesant, doi de bâte, vine acest personaj. Nu știu dacă își va cere scuze, dar este extrem de stresat nouă și cu un cavaler de spade. 10. Știți cum? Acest personaj are ținut multe griji în mintea sa, mult stres, multe lacrimi. Și vine, ambii vor să vorbească, da? Că tot am zis că ascunde niște chestii, vedeți? Ascunde doi de bâte. Nu a vorbit despre doi de bâte. E același personaj, clar. Acesta va veni într-un mod neașteptat să vă ofere ceva și să comunice. Mă, uite, că mă gândesc la aia, la aia, la aia, la aia, ce să fac, ce să aleg. Vindecare asta, dragostea asta, sentimentele astea mă fac să devin foarte conflictual. Eu sunt foarte logic, aș vrea să mă vindec de această tendință foarte mentală, dar am de ales între ce? Între a fi independent, satisfăcut cu reușitele mele, echilibrat și, eu știu ce, stil de playboy. Nu, iar și am zis că mie nu-mi place să crește, dar de unde ori vin așa, poveștile astea vin, am zis că o să mă înregistr. Adică sunt înregistrată deja. Că fac o carte, poveștile astea, le desenez. Valetul de monede, de comunicare cu cineva. Mai totuși... Cineva își face planuri cum să vină spre voi. Planuri ascunse. Hai să vedem de curiozitate, totuși, ce ascunde totuși acel plan. Și pe urmă merg mai departe. Că vă magician în continuare și... ce ascunde? Cinci de bâte, conflicte. Care apar în viitor. Despre care probabil vă va vorbi. Până acum a ascuns că sunt conflicte în viața sa. Din multe puncte de vedere. Și probabil dacă ați apărut și voi, și mai multe conflicte. Dar de ce? Nu? Îmi zise cineva care creează.
Ia uite, regina de bâte, zisei bine, mamă care vă urmărește. Vă urmărește, chiar dacă, nu știu, din partea voastră, din partea lor, acu este această, acest semn de foc, mă special, la variantă negativă. 5 de bâte. 5 de bâte, 5. Probabil marcaj în zodia leului. Nu știu, variază de la un om, în fine. Hai să vedem puterea, clarificăm puterea pentru peștișori, noi. Ce talări! Puterea în prezent. Fiți puternici și sunteți. Mai puternici decât credeți voi. Hai mă, vină și tu casa. Am văzut puterea de doi. Ia uite, regina de bâte. Mai vine într-un mod neașteptat. Ia uite. E legătură cu acest început, asul de spade, asul de cupe, în viața voastră. Probabil începutul, sau sporul vostru, începuturile voastre aduc suferința altora. Dar voi, trecând peste acest mesaj, păstrați-vă încrederea în voi. Că aici este puterea, transformarea voastră. Voi v-ați transformat ego-ul și ați devenit mai puternici decât cei care sunt în ego, care urlă, tună și urlă, da? Nu, no, sunteți mai puternici decât ei. Aici este o altă regină de bâte, dar nici nu se compară, aș spune. Magicianul. Poate totuși cineva cu marcaj în semn de foc să... Să mai clarific, rămâne de văzut. Hai să ne magicianul. Ia uite, moartea. Probabil marcaj în gemen, marcaj în scorpion sau 13 ianuarie pentru unii dintre voi. Ce-ar mai fi? Dacă știți, voi știți cine vă manipulează, priviți înspre acei manipulatori și priviți cum... Sunt striviți de viață, așa, așa simt, sunt striviți de viață, nu de voi. Sunt striviți de viață. Mamă, ce mesaje la peștișori. Da, vă îndepărtați de blocaje. Vă îndepărtați de blocaje. Poate ia cineva care se îndepărtează de blocaje. Hai mai dăm totuși pe regina de bâte o carte și pe moarte. O carte pe regina de bâte, încă o carte pe regina de bâte. Ia uite, mă, magician. Împăratul și regina de cupe și turnul și regina... Wow! E o separare între un... I-am zis, am văzut regele de bâte mai devreme. Ce înseamnă? Personaj cu multă pasiune, multă atracție fizică. Se pare că între voi și cineva e mare atracție fizică, dar a fost necesar acest turn, această separare. Pentru ca voi, regina de cupe, să vă găsiți ce? Echilibru, autoritatea. Acum, posibil că cineva manipulat se transformă. Ar fi frumos dacă s-ar transforma. Nu știu de unde a apărut astea. Ia uite. A apărut, ia uite, vedeți? N-am cerut, dar așa a venit. 5 de monede și marele preot. Și conflicte. Și 5 de bâte. Conflicte și probleme, probleme financiare acasă, în familie, în căsătorie. Ale cuiva, ale voastre sau ale cuiva. Dar, vorbeam aici și moartea, clarificăm și moartea. Ia uite. 8 monede. Vă concentrați, ia uite. Apare diavolul, vă eliberați de energiile toxice și vă transformați. Am zis, vă transformați viața. Vă transformați viața. 8 și cu 1, 9. Poate cineva vrea să devină independent ca să fie alături de voi. Dar trecând peste această posibilitate, este că cineva manipulat, interesant, ar fi că se transformă. Cineva manipulat se transformă, ambele vorbesc de transformare, avem aici 8 transformare, moarte și renaștere. Și vrea să lucreze cu voi, poate să colaboreze, pentru că are multe de învățat, eventual. Băi, 5 de bâte. 5 de bâte. Ia uite, diavol. 7, pardon, vreau să zic 7.
În primul, între 7 și 9 de bute. Ambele înseamnă blocaje. Blocați față-spate, diavol. Blocați în toate direcțiile, diavol. Energii toxice, adicții, obsesii, de orice natură. Blocați. Poate sunt ei care învață să-și blocheze, că tot am vorbit de temperanță, tendințele toxice, ar fi fain, dar deocamdată concentrați-vă pe voi, vorbim despre voi. Ia uite, așteptați flacăra geamănă cu răbdare, că va veni, dincolo de confuzii. Intuiți că va veni într-un mod neașteptat și va veni asul, victoria, probabil de peste hotare, cu faetonul, cu lumea pe care o văzuse mai devreme, 9 de spade. Și dacă blocați această energie toxică, care probabil vine posibil dintr-o familie, familia voastră sau familia cuiva, este familie sau relație de lungă durată. Wow, ce ceasă! Ia uite eremitul, măi! Eremitul! Fecioară! 9 de spade și fecioară. Dar fecioara blochează. Poate fecioara blochează, își blochează tendința. Dacă știți pe cineva cu marcaj în fecioară, că avem semne de pământ, da. Își blochează tendința de a-și face prea multe griji sau blochează un personaj care a creat foarte multă suferință. Dacă aveți pe cineva în zodia fecioarei. Da, niște chestiuni. Acest personaj are o mamă sau o soție care creează conflicte, care, da, care i-a creat conflicte. Dar aș spune că totuși personajul la distanță. Iar aș spune că acest personaj vrea să vină, să cucerească, să vă recucerească, poate, nu știu. Ia mai dăm o carte pe nouă de spade și eremitul. De ce eremitul așa? Introspecția, analiza. Una e să-ți faci griji și alta e să-ți înțelegi gândurile, stresurile, emoțiile. Ia uite, luna invers. Ah! Poate cineva interesant și asta două? Da. Ce blochează? Ia uite, blochează. Ori un semn de aer la distanță, destul de egoist, ori tendința lor proprie de a-și face griji, de a fi prea mental. Se gândesc să mă duc către ce îmi place sau să nu mă duc. Probabil. Sunt multe variante. Vedeți și voi. O să vedeți pe care le trăiți. Dar 9 de spade, eremitul pe orizontal și luna invers, veți auzi. Da, cu valetul de spade, cineva vă va spune cât de specială sunteți, împărăteasa. Și despre problemele acestea în justiție despre care v-am vorbit și eu mai devreme și vă va mai spune despre fricile sale, probleme în familie cu luna, cu mama, alte stresuri, stresurile sale. Vă va dezvălui multe, multe griji. Și în primul rând, dragostea și aprecierea pe care o simte față de voi. Dă-mi pe justiție de curiozite. Justiția. Am vorbit mai mult cât am vorbit. Știu că am vorbit mult. Justiția. Importantă și justiția asta. Ia uite-le. A venit invers. Cineva a fost nedrept. Justiția, ia uite. Super egoist. Super egoist și nedrept. Justiția. Injustă, nedreaptă, da? Și 6 de bâte, egoism. Probabil că... Da? Vă vindecați, eremitul, varianta mică. A voastră, a cuiva. Și veți ajunge încet, încet la... Poate nu e energia voastră, poate e altuia. Uite, iar justiția. Vorbeam de justiție și 3 de spade. Cu un personaj. Un personaj cu care aveți o conexiune foarte profundă sau din copilărie o să vă mărturisească niște lucruri foarte intense, dramatice și niște nedreptăți. Acum, trecând peste această posibilitate, știm că și peștii suferă multe nedreptăți și
Că tot văzusem asul de cupe și regina de cupe și stea posibilități de vindecare a izvorului vostru, a inimii voastre în profunzime, vă vindecați și voi de nedreptățile care vi s-au făcut, în primul rând unde? Prin mamă, prin familie și posibil la locul de muncă. Mulți ați trăit nedreptăți. Asul de spade. Hai, și fuga. Am vorbit mult. Asul de spade. Care e victoria? Care e înțelegerea? Care e adevărul? Asul de spade pentru că ești ușor. Wow! Nu mai vezi triunghiuri amoroase? Nu mai vreți colaborări nespornice, ar spune? Ia uite! Regina de cupe și împăratul. Probabil că perechea voastră divină se va uita la voi cum vă concentrați pe vindecarea voastră. Probabil va încerca să vă ofere cupa, dragostea. Dar dacă voi, nu știu dacă o să o primiți de la acest bărbat, pentru că mai este încă unul care se va manifesta, doamnelor, se va manifesta altcineva. Regele și regina de cupe. Regele și steaua, probabil cu marcaj învărsător în pești, rac, scorpion, iar izvorul, iar apă, 22 să fie important. Regina de cupe și asul de cupe. Se vor manifesta acestea mai încet, dar... împăratul și împărăteasă. Cine vrea să manifeste magicianul, transformarea sa, are mult de lucru. Sper că nu vi se pare chiar atât de complicată etalarea. Eu îi văd, Noima. Rămâne să o vedeți și voi în timp. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup, ceau, numai bine. Eu